Bună și bine m-am regăsit! Astăzi vreau să vă arăt produsele pentru îngrijirea feței pe care le folosesc eu de ceva vreme încoace. Nu știu dacă este corect să spun rutina de îngrijire a tenului și asta pentru că sunt într-o continuă cercetare și încerc să descoper ce mi se potrivește și ce să rămână în continuare alături de mine și ce să dau la o parte. Am început de câteva luni de zile, cred mai exact cam de când am intrat în 2019, să mă gândesc un pic mai bine și să fiu mai atentă la ceea ce fac pentru tenul meu, pentru că vrând nevrând mă îndrept către 30 de ani și chiar dacă nu-mi place acest lucru, pielea mea cu siguranță simte acest lucru și atunci trebuie să acționez și eu în consecință. Am aici produsele pe care le-am folosit, după cum vă ziceam, în ultima perioadă. Pe unele le folosesc de la începutul anului, pe altele mai recent. Am și un produs pe care l-am de câteva zile de descoperit. Vă voi povesti imediat despre fiecare în parte, cu mențiunea evident că sunt părerile mele, este maniera în care aceste produse au acționat asupra tenului meu și atât. Ok, trecem la treabă. O să încerc să le iau în ordine în care să zicem că le și folosesc și atunci o să încep cu apele micelare. Nu o să mai insist foarte tare asupra lor pentru că pe aceasta v-am prezentat-o de foarte multe ori. V-am spus că este una dintre apele mele micelare preferate și atât. Nu mai insist asupra ei, dar voi face o altă mențiune și voi spune că mi se pare foarte important să descoperim o apă micelară care să ni se potrivească și atât. Pentru că mi s-a întâmplat, spre exemplu, să existe și apă micelare care îmi provocau usturii și atunci, evident că pe acelea am renunțat să le mai folosesc. Dar altfel, nu știu cât de important este să investim foarte mult într-o apă micelară, pentru că ea este importantă dacă lipsește, adică dacă lipsește de machiaj cu totul, dar altfel, nu are un rol extrem de important în afară de a-ți îndepărta machiajul. Nu are timp să acționeze asupra pielii, adică să te ajute în un fel sau într-un mare fel și atunci cred că este important să-ți găsești o apă micelară ok cu care să te înțelegi, dar nu neapărat care să coste o avere. Și mai am un demachiant bifazic, o apă micelară de la Nivea. Acesta este produsul cel mai recent descoperit de mine, în ideea în care eu nu mă înțeleg cu nicio apă micelară bifazică. Îmi provoacă usturimi toate, consideram până să ajung la ea. Am descoperit-o câteva zile, am zis ok, hai să încerc și pe asta. Și, în mod surprinzător, nu îmi provoacă absolut deloc usturimi, ceea ce mă bucură, pentru că evident că este mai ușor să îndepărtezi rimelul cu ajutorul unei astfel de apă micelară decât una simplă. Dar, mai departe, nu am nici la adresa ei foarte multe de spus, pentru că îndepărtează machiajul și atât și nu provoacă usturimi. Am adus în prim plan cele trei geluri de curățare pe care le folosesc în prezent. Nu o să mai insist foarte tare asupra acestuia de la Emiplant pentru că vi l-am mai arătat și v-am spus că este bun și m-am bucurat să aflu că unele dintre voi vi l-ați cumpărat și de asemenea l-ați considerat bun. După cum vedeți, eu mai am foarte puțin în el. L-am tot cumpărat și recumpărat. Va rămâne un preferat în ceea ce mă privește. Îl voi recumpăra cu siguranță. Mai am încă un gel de curățare de la Nuix cu ceva chestii, particule abrazive, să zicem, exfoliante mai degrabă în el, pentru că nu sunt foarte abrazive și asta mă bucură, pentru că începând să mă preocupe mai tare acest subiect legat de îngrijirea tenului, am descoperit că această exfoliere mecanică pe care o facem noi cu tot felul de produse abrazive nu este atât de ok pentru tenul nostru. Spre exemplu, după lucrurile pe care le-am citit, nu m-aș mai exfolia în veci amin cu sare de cafea. Cu mălai n-am făcut-o niciodată, recunosc, dar acela este, cred că, și mai păcătos pentru că este și mai abraziv, dar nu mi-aș mai exfolia tenul cu zeaz de cafea pentru că am înțeles că nu prea îi faci deloc bine, deși în aparență și la prima vedere ai senzația că îți lasă tenul așa foarte fain. De fapt, se întâmplă asta, dar mai în profunzimea pielii nu e tocmai ok. Acesta vă ziceam că are ceva particule exfoliante, dar sunt extrem de fine și de rare. Mă refer că în cantitatea pe care o folosești pentru o singură spălare nu apar foarte multe astfel de particule, prin urmare nu prea le simți și nici nu face mare lucru. Adică ele nu fac mare lucru să-ți atace pielea sau să-ți o zgârie foarte tare, dar
Nu pot să zic că este un gel de curățare care m-a dat pe spate sau care m-a impresionat în vreun fel. Cred că nu l-aș mai recumpăra. Nu este un produs rău, dar nici nu-l văd de recumpărat. Și mai am acest gel sub formă de spumă de la CeraVe. O să-i zic fix așa cum se scrie, pentru că am văzut că în online toată lumea zice cum îi vine și nimeni nu știe de fapt cum s-ar pronunța. Ok, îi zic fix cum se scrie ca să fiu mai sigură. Este un produs care îmi place tare mult, nu are parfum, este extrem de delicat și deși se adresează tenului normal și mixt, nu îți lasă acea senzație că te-ar strânge pielea, nu îți rămâne mică pielea după ce îl folosești. Iar acest lucru mă bucur extrem de tare, este un produs foarte fain din punctul meu de vedere pe care l-aș recumpăra. Pentru că mă înțeleg foarte bine, pe lângă asta nici nu provoacă usturimi dacă ajunge prin zona ochilor, lucru care se întâmplă în cazul celui de la Nuxe, așa că încă un plus pentru el. Da, un produs bun care, și care funcționează pentru mine. O să vă prezint un produs care este intrat ceva mai recent în rutină și pe care l-am descoperit, adică a avut un început promițător și este vorba despre acest toner de la Pixi, Glow Tonic, care conține și acid gliconic. Acest acid are capacitatea de a exfolia tenul și de a îndepărta celulele moarte, ceea ce înseamnă că îți lasă tenul destul de curat și de frumos. Am observat asta, chiar se întâmplă. Nu pot să zic că am observat să, nu știu, să dispară coșurile așa peste noapte, cum am citit prin online la alte persoane, sau că mi-a diminuat ridurile. Nu cred, eu nu cred că s-ar putea întâmpla asta. Mai ales că nici nu are o cantitate foarte mare, are 5%, dar pot să spun că am observat că tenul meu este mai luminos și mai curat și totodată nici nu mai simt nevoia unei exfolieri mecanice pentru că își face treaba destul de bine. Așadar, este un produs bun pentru mine, funcționează. Am început cu el în varianta aceasta mică, tocmai pentru că sunt sătulă de produsele care sunt prezentate în online, ca fiind minunate și pe mine nu funcționează. N-am avut experiențe tot mai plăcute atunci când m-am luat după review-urile de pe social media, dar mult surprinzător acesta chiar pare a fi bun și dacă lucrurile vor continua astfel până îl voi termina, cred că mă voi îndrepta și către varianta mare, pentru că este primul toner pe care îl observ, adică simt că îl folosesc. Vreau să vă mai arăt două creme pe care le-am folosit în tandem și asta pentru că sunt și din aceeași gamă, de la Vichy, din gama Norma Derm. Aceasta este o cremă de zi anti-age care ar trebui să ajute cu imperfecțiunile și mi se pare că ar face oarecum. În schimb, acesta este un fel de ser de noapte, să zicem, detoxifiant, pe care nu prea l-am observat pe fața mea. De fapt, în momentul în care l-aplicam, era ok. Pielea l-absorbea extrem de ușor și simțeam că este ceea ce are nevoie, pentru că l-accepta așa cu bucurie, dar după aceea, așa dimineața, când mă trezeam, nu vedeam o mare diferență între cum mă culcasem și cum arătam dimineața. Deși el asta cam spune că ar face. Nu m-a impresionat prea tare. Ok, îmi hidrata tenul, dar asta putea să facă și o oricare altă cremă. În schimb, aceasta mi s-a părut un pic mai bunicică, pe aceasta o foloseam în timpul zilei, însă nu m-au dat pe spate, nu cred că le-aș mai recumpăra, le voi folosi până le voi termina, dar nu cred că ar mai fi printre alegerile mele pentru viitor. Un produs pe care l-am cumpărat pentru că am citit că ar fi extrem de bun și că ar matifia tenul foarte tare și că ar lăsa tenul într-o condiție așa foarte bună, este acest ser de la Lancome, pe care l-am luat fix pentru treaba asta, pentru că este un fluid hidratant care face minuni. Face. Nimic de zis. Cred că acționează mai bine decât orice primer, adică îți lasă fața atât de mată, încât nici nu ți-ai dorit-o atât de mată. Adică lucrează bine. Face tot ceea ce promite. Problema mea vine în momentul următor. În prezent, crema mea cu SPF este aceasta de la Paula Scherz. Anul SPF 50. Este oricum obligatoriu să folosim SPF, dar mai ales în acest moment în care folosesc acest toner cu acid gliconic, este necesar să se întâmple asta, pentru că acest ingredient, ok, curăță el tenul și face să arate bine,
dar în același timp sensibilizează oarecum pielea. Și expunându-o la soare după ce ai folosit acest produs, s-ar putea să riști să te aduci cu niște pete. Cine își dorește asta? Nimeni. Și atunci este recomandat să folosim cremă cu SPF. Eu am zis să aleg un produs bun. Bine, crema aceasta o aveam înaintea tonerului. Mi-am dorit un produs bun pe care să-l pot folosi singur, am zis eu, pentru că este destinat tenului normal și mixt și nu doar care SPF, dar și hidratează și ajută cu imperfecțiunile, adică era un produs ideal. Și eu am încercat să fac pe deșteaptă cum ar veni și am vrut să-l folosesc în tandem, adică să aplic mai întâi acest serum și apoi să vin cu crema cu SPF. Nu se poate, nu fac deloc echipă bună împreună și asta pentru că acest se hidratează atât, nu, matifiază atât de tare tenul, încât crema nu mai are unde să intre, înțelegeți? Crema nu mai este absorbită de ten. Și întâmplându-se asta, practic, în momentul în care mai vii să-ți aplici un BB cream sau un fond de ten, e crimă și pedeapsă, pentru că fondul de ten nu se mai aplică, ci mai degrabă vine și adună așa niște rotocoale de cremă cu SPF și cu niște ser și cu niște nimic. Nu se mai înțelege ce se întâmplă pe fața ta, nu se mai așează absolut deloc bine și nu arată deloc ok. Așa că, cumva, aceste două produse trebuie să le folosesc separat, doar că în acest moment eu nu pot să renunț la crema mea, pentru că își are rolul ei și atunci nu știu dacă m-ar ajuta în fel să îl aplic seara. Nu știu dacă ar mai ține cont până dimineața că a fost aplicat și să mai matifieze, dar totuși să ajungă tenul într-un stadiu în care să fie și suficient de hidratat încât să accepte și această cremă. Este o întreagă nebunie, dar altfel ambele produse sunt foarte bune. Cu ambele mă înțeleg foarte bine și fac ceea ce promit, că asta este cel mai important, dar nu funcționează împreună. Și pentru că văgeam că acel ser de la Vichy nu m-a impresionat foarte tare, am mers în căutarea altuia și am găsit acest ser cu acid hialuronic de la Colistar, care funcționează și îmi place. Și acesta este absorbit extrem de ușor de ten, ceea ce îmi place. Este absorbit atât de ușor încât am tendința de a tot pune și a pune produs, pentru că se absorbe imediat, dar mai vin pe deasupra și cu această cremă, cu extract din secreție de melc. Este de la Mizon. Acest Mizon este un brand corean. Acești coreeni se bazează foarte mult pe ceea ce produce melcul. Și asta pentru că s-au făcut niște studii care au demonstrat că acea secreție chiar funcționează foarte bine în privința cicatricilor, mai ales în vindecarea lor. Și asta pentru că melcul, deși se deplasează pe suprafețe abrazive, s-a observat că rănile lui întotdeauna se vindecă extrem de repede. Și s-a ajuns la concluzia că datorită acestui extract. Și atunci ei l-au introdus în produsele de îngrijire. Nu au făcut rău, pentru că mie îmi place. Nu pot să spun că face minune așa peste noapte și că ai foarte multe semne de la coșuri și a doua zi nu le mai ai, dar eu observ că totuși acționează și că am încredere că pe termen lung faci treabă bună cu această cremă. Eu mi-am luat-o acum mână în mărime mică, tocmai pentru că am vrut să văd mai întâi dacă are rost să dau banii pe ea și cred că are. Acest ser, spre exemplu, este unul cu care v-am zis mă înțeleg foarte bine și pe care l-aș putea recupera. Singurul lucru care mă face să renunț la el pentru o vreme ar fi să încerc serul de la Mizon pe care îl au, tot cu acest extract de melc, despre care am citit că ar funcționa de asemenea foarte bine și că s-ar comporta foarte bine pe ten, însă altfel ambele, din punctul de vedere, sunt produse bune, care pentru mine au funcționat foarte bine. Vreau să mai arăt și cremele pentru ochi pe care le-am folosit în ultimele luni. Este vorba despre aceasta de la Savio, care este și pentru ochi și pentru buze, de fapt, cu acid ferulic și aloe vera. Și acest acid ferulic care face treabă bună din ce am citit eu despre el. Și mai așa această cremă de la Asla Vital cu nimic. Este o cremă lift intensiv, tot pentru ochi și buze. O să vă spun părerea mea sinceră despre cremele pentru ochi. Nu cred foarte tare în ele.
Nu cred că fac minuni față de ce fac cremele pentru restul feței. Cred doar că au fost ambarate niște borcănași mai mici ca să atragă atenția mai mult. De ce folosesc eu totuși creme pentru ochi? Pentru că având tenul mixt, în restul feței încerc să folosesc creme destinate acestui ten, iar zona de sub ochi este destul de uscată. Și atunci am nevoie să vin cu ceva hidratant în acea zonă și de aceea ales să folosesc și creme destinate acestei zone. Altfel nu aș opta pentru așa ceva, pentru că nu cred că există o mare diferență între ele și celelalte creme. Pe lângă asta mă și enervează foarte tare, pentru că în mod curios acestea expiră mai repede decât cele pentru față, adică acestea expiră în 6 luni de la deschidere. Dacă în cazul produselor de machiaj, spre exemplu, cred că îndrăznim cu toate să mai folosim, mai ales atunci când vine vorba despre farduri, în cazul meu, când vine vorba despre creme pentru îngrijirea feței, n-aș îndrăzni în vecea min să mai pun una pe ele dacă sunt considerate expirate. Tocmai de aceea, sincer, mă mir când văd pe alte fete, nu o zic în mod critic, doamne ferește, este o curiozitate personală, nu înțeleg cum reușesc să înceapă atât de multe produse destinate ochilor într-un timp atât de scurt și să le și termine. Sau nu știu, poate că nu le termine și doar le încearcă, dar altfel, deși au cantități mici și zona din zona ochilor este una mică și atunci mi se pare greu de terminat. După aceasta mi-am și scris, am început-o pe 6 februarie. Totuși, după cum arată în acest moment în ambalaj, tind să cred că am șanse să o termin, dar o am și pe aceasta pe care am început-o dinaintea ăsteia și mai am jumătate și în asta. Pentru mine este un stres în acest moment să termin aceste creme și este și o învățătură de minte ca pe viitor să nu mai încep două creme deodată, că am prea puțină piele în jurul ochilor pentru atâtea creme. Dacă tot am vorbit de ochi, să vorbim un pic și de buzeu. Vreau să vă arăt două balsamuri de buze pe care le-am folosit. Acesta este de la Neutrogena. Este între acela simplu, invizibil, pe care nu îl vezi pe buze, doar îl simți. Chiar îl simți, pentru că îți rămâne așa o peliculă grasă, grăsuță, așa, chiar nu ceva deranjant, dar rămâne acolo ore bune, mai ales dacă rămâne și nu bei. Sau dacă bei, tot rămâne într-o proporție destul de mare, dacă mănânci, într-adevăr, se duce. Dar îl mai am și pe acesta, de la Nux, care este cu miere și cu lămâie. Miroase foarte bine. Este nașpa că are acest ambalaj, trebuie să-ți bagi acolo degețelul, dar mă rog, îl folosesc doar eu și atunci este degețelul meu și bănuiesc că este ok. Însă acționează extrem de bine. Îmi place să-l aplic seara pentru că dimineața, nu numai că mă trezesc cu buzele hrănite și reparate, dar au și volum. Nu arată acum ca și când ți-ai fi injectat ceva, nu vă imaginați că dacă aveți buzele foarte subțiri o să vă treziți cu ele mari peste noapte, dar oricum au ceva volum în plus. Și mie îmi place foarte tare cum acționează și totodată îmi place că nu este nevoie de o cantitate mare. Eu într-o noapte am făcut prostia asta, am încercat eu să fac pe deșteapta și am aplicat mult mai mult produse decât aplicam de obicei. Pe cuvântul meu, că eu nu înțeleg acești vecini pe care i-am deasupra mea. Sunt aici aproape de 3 ani de zile stau. Nu există zi în care să nu mute ceva, să nu bată ceva, să nu pornească o mașină. Eu nu înțeleg unde mai au spațiu în casă, unde mai au pereți, unde să mai bage o mașină. E ceva incredibil și de neînțeles pentru mine. Pe lângă asta, este a doua oară când filmez acest clip, pentru că prima oară era în continuu numai cu bocăneli. Și am zis, ok, nu e ok, trebuie să-l refilmez. Doar că acum a început iar și eu nu mai pot să-l filmez și a treia oară și sper să acceptați cu aceste bocăneli, pentru că nu am de ales. Adică în orice parte a zilei aș filma, condițiile sunt aceleași. Ok, vă ziceam de acesta, că l-am aplicat într-o cantitate mai mare și nu am folosit la nimic. Adică efectul a fost același, doar că mi-a fost foarte greu să-l îndepărtez de pe buze, pentru că se formase așa ca o peliculă unsuroasă și s-a dus foarte greu. Deci, în cazul în care îl vreți sau doriți să-l încercați, nu faceți prostia mea. Aplicați-l într-o cantitate decentă, pentru că efectul este același. În final, vreau să vă mai arăt totuși crema mea preferată din toate timpurile, aceasta de Bioten cu uleiuri prețioase pentru ten normal și mixt, la care n-am renunțat, însă, v-am zis, la momentul actual simt nevoia să folosesc mai mult decât o cremă hidratantă, însă ea în continuare rămâne alături pentru că pentru mine este o cremă care funcționează foarte bine și, spre exemplu, dacă aveți 20 până 25 de ani, eu o văd extrem de potrivită, mai ales că este la un preț super bun și chiar este o cremă bună.
Și mai vreau să vă arăt la final dezamăgirea pe care am suferit-o în tot acest timp. Este o vorba despre o mască de la Pipita. Trebuie să vă spun că nu sunt cel mai mare fan al măștilor de față. Și asta pentru că nu cred foarte tare în ele. Adică nu că nu cred, ok, ele acționează pe moment. Îmi place și mie senzația aceea pe care mi-o lasă după ce folosesc și îndepărtez o mască. Dar cam atât, adică nu cred. Este o senzație de moment plăcută în acel moment, dar nu cred că te ajută foarte tare pe termen lung. Tot mai mult cred în produsele pe care le aplici și rămân acolo și acționează vreme de câteva ore. Dar asta nu înseamnă că nu mai folosesc măști, pentru că îmi place acea senzație de prospețime și curățenie pe care ți-o lasă după ce le folosești. Aceasta de la Pipita este prima mască anti-rid pe care o folosesc. N-am mai încercat până acum așa ceva. Problema este că nu face nimic. Adică pe lângă faptul că nu face nimic, nici măcar la 5 minute după ce ai folosit-o, nu mai simți mare lucru. Ultima oară când am aplicat-o, m-am trezit și cu niște usturi pe aici, prin zona pomeților, ceva de genul. Și nu am putut să mă las să acționeze 10 minute, pentru că era imposibil, practic. Îmi pare rău, pentru că e un brand care mie îmi place, mai ales că se bazează în principiu pe ingrediente naturale, dar nu ne-am putut înțelege și e pa. Și cam acestea sunt produsele folosite de mine în ultimele luni, respectiv ultimele săptămâni. Ați văzut, unele vin, altele pleacă, unele își găsesc locul în rutina mea, altele trebuie să își ia tălpășița. Mi-ar face mare plăcere să împărtășiți și voi cu mine părerile voastre, ce creme ați mai descoperit și voi, cu ce vă împăcați bine, cu ce nu, dacă ați încercat dintre cele prezentate de mine și v-au lăsat o impresie asemănătoare sau, din contră, una total diferită, și mai spuneți-mi în comentarii tot ce vreți voi, că știți cu mare plăcere. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit, vă pup, pe curând, pa, pa!